Un scenariu de film, militarii români au jucat astăzi în episodul pilot al paradei de 1 decembrie. Regizorii au fost superiorii care l-au urmărit îndeaproape mișcările scenice, iar criticii au fost șoferii care și-au blestemat zilele când și-au ales drumul prin zona Arcului de Triumf. Repetiții în costume și detalii la dungă. Totul trebuie să fie fără cusur ca parada de 1 decembrie să iasă ca la carte. 2000 de militari au tras astăzi ultima dublă înainte de premieră, pentru că în fiecare an e o premieră. Termine fotbalistic, am avut două meciuri de calificare. Astăzi e al treilea, care îi spunem noi antrenamentul general în piața Arcului de Triumf, care trebuie să-l câștigăm. Pentru prima dată, armata română a invitat la paradă militari din patru țări străine: Franța, Polonia, Turcia și Statele Unite ale Americii. I think it's wonderful. It's been awesome to see all the participation from the different units and the different vehicles and the airplanes that you have. Coordonarea la sol pare însă floare la ureche dacă privești pe cer, acolo unde vor zbura și 35 de aeronave militare. Deranjează ceața, aerul cecios, vizibilitatea proastă, vântul e mai mare. Toate au specificul lor. Cei care au asistat la repetiții s-au bucurat de frumusețea lor. De ce ai venit tu astăzi aici? Că vreau să mă uit la avioane. Ceilalți au înjurat de mama focului. Situația, nu acțiunea. În trafic a fost azi mai rău ca la război. Se merge bară la bară, iar șoferii stau în trafic ore întregi. Astăzi însă se fac repetiții pentru 1 decembrie. Ne ținem două ore și ceva, stăm de la Otopeni, să ajungem până la Casa Presii Liber. Invitatul special al paradei va fi ministrul apărării din Republica Moldova, Vitalie Marinuță. Manifestările de ziua națională vor începe de la 8 dimineața cu depuneri de coroane, în timp ce tradiționala trecere a tehnicii militare pe sub Arcul de Triumf va debuta la orele 11, iar organizatorii vă sfătuiesc să nu dați cu piciorul invitației. La mulți ani, România! Happy birthday, Romania! Repetiția generală de 1 decembrie a durat aproximativ 3 ore, iar întreaga defilare a fost ceva mai lungă decât de obicei. Sonia Simionov a văzut totul de la înălțime, acolo unde este și acum la Arcul de Triumf. Sonia, bună seara! Cum va fi parada până la urmă? Cum va arăta ea? Bună seara tuturor! Vom avea un spectacol atât terestru cât și aviatic. Trebuie să vorbim despre militari de la toate structurile de apărare, ordine și siguranță publică, toată tehnica militară de care dispunem în acest moment, o fanfară care va cânta muzica reprezentativă a armatei, bineînțeles, și nu în ultimul rând avioane de toate tipurile. Ei bine, toate acestea vor defila începând de acolo, de la Piața Presei Libere, pe tot acest bulevard pe care îl vedeți în spatele meu și vor trece cu toții pe sub Arcul de Triumf. Un spectacol de nedescris. Noutăți există. Există un avion, primul aparat de zbor, Aurel Vlaicu, care va fi și el în această paradă de duminică, bineînțeles, dar mai mult decât atât, patru blocuri militare noi din patru țări străine, Statele Unite ale Americii, Polonia, Franța, dar și Turcia. Toți aceștia vor defila alături de noi. Și să nu fiți invidioși pe faptul că eu sunt acum pe Arcul de Triumf, pentru că după parada de duminică vor fi porți deschise aici și toată lumea va putea să fie exact în locul în care mă aflu eu.